Vama Siret, principala poartă de intrare în țara cerealelor ucrainene, nu are cântar pentru tiruri de la începutul războiului. Ministrul Agriculturii Florin Barbu susține că nu se pune problema existenței importului de cereale ucrainene în România. Practic, import de cereale în România nu pot face decât fermierii și procesatorii români. În momentul de față s-au depus nouă licențe la Ministerul Agriculturii. Mai mult decât atât, Ministrul Agriculturii a cerut colegului său de guvern, Marcel Boloș, să urgenteze implementarea sigiliilor electronice pentru tirurile care intră cu cereale din Ucraina.